Sfântul cuvios Daniel Sihastrul este și ocrotitorul paraclisului mănăstirii Voroneț din județul Suceava. Hramul așezământului monahal a fost sărbătorit astăzi prin rugăciune. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Credincioșii din localitatea Voroneț l-au cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul, cel care este și ocrotitorul mănăstirii Voroneț. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul mănăstirii. Ierarhul le-a spus celor prezenți că Sfântul Cuvios Daniel este ocrotitor, rugător și povățuitor pentru cei ce se roagă lui. Sfântul cuvios Daniel Sihastru ocrotește, păzește și îndrumă pe mai departe, așa cum a făcut și în timpul vieții sale, obștile care se pun sub ocrotirea și povățuirea lui. Nu doar obștile de la Voroneț, nu doar obștile care au ca hram al așezămintelor lor monahale, la schituri, la mănăstiri, ca ocrotitor pe Sfântul cuvios Daniel Sihastru, ci pe toți aceia care fie poartă numele, fie au o evlavie deosebită din sânul călugărilor, dar și din sânul mirenilor care îl cheamă pe Sfântul cuvios Daniel Sihastru, ca ocrotitor, ca rugător și ca povățuitor. De ce zic lucrul acesta, fraților și surorilor? Pentru că în memoria noastră, Sfântul cuvios Daniel Sihastru așa a rămas. Nu ca Sihastru în primul rând, nu ca rugător, în primul rând, deși s-a rugat mult, a postit mult, nu ca nevoitor, în primul rând, ci ca părinte. Venind an de an, am remarcat, am observat ce a putut să facă această măicuță stariță, cu toate greutățile inerente și trecute și actuale. Mănăstirea a sporit mereu și în partea administrativă, și în partea aceasta, să spunem, a vieții misionare. Astăzi, chiar dacă numărul credincioșilor poate n-a fost cel din alți ani, pentru că este perioada aceasta de pandemie, dar cei mai puțini au suplinit prin căldura sufletească numărul celor mulți. A fost o zi frumoasă, slujitori mulți, slujba preasfințitului Damaschin și a fost o zi deosebită. Să dea Dumnezeu ca să ajungem cu sănătate Sfintele Sărbători ale Nașterii, ale Anului Nou și ale Bobotezii. Mănăstirea Voroneț este una dintre cele mai importante ctitorii ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, fiind ridicată în 1488 într-un timp record de 3 luni și 3 săptămâni. Îi aducem prin noi de rugăciune întâi lui Dumnezeu, apoi Sfântului cuvios Daniel Sihastru, Mărit sare Domnul Ștefan cel Mare și Sfânt și nu în ultimul rând, ci marelui ctitor, ram al acestei mănăstiri, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cel care a fost în vremea Mărit sare Domnul Ștefan pe steagurile de luptă, deci a fost ocrotitorul Moldovei în vremea aceea. Îl cinstim cu toată dragostea pe părintele nostru spiritual, părintele nostru sufletesc și ne rugăm ca să aibă grijă de noi. Atunci, cu rugăciune, mulțumim bunul Dumnezeu, ne apără și ne ocrotește și, pe de o parte, îmbrânzește pe cei care se ridică spre noastră, pe de altă parte, să știți că își pedepsește. De aceasta ne este povățuitor, îndrumător și stâlp și rugător către Dumnezeu pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului cuvios Daniel Sihastru pentru așa o zi frumoasă la Sfânta Mănăstire Voroneț, în care, așa cum spunea și preasfințitul Damaschin, ne-am adunat să-l cinstim pe părintele nostru al tuturor, Sfântul cuvios Daniel Sihastru. Poate din multele calități ale Sfântului cuvios Daniel Sihastru, cea mai importantă și mai facilă sufletului nostru este aceea de părinte și ne-a învățat să ne facem părinți duhovnicești mai intens pe duhovnicii noștri, pe ierarhii noștri, pe cei cărora trebuie să dăm ascultare, de asemenea și în casă, în familie, este bine să se dea ascultare unii altora și atunci când ne ducem viața sub ascultare, totul devine mai ușor. În cadrul slujbei, credincioșii și corul de monahii au cântat colinde tradiționale.